Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom învăța să facem aceste pătrățele care vă pot ajuta în lucrările dumneavoastră. Cu acestea puteți crea diverse genți sau le puteți folosi în alt mod. Modelul în sine este foarte ușor și vom folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și firul Bravo. Puteți folosi orice fir doriți dumneavoastră și lucrând cu croșetul adaptat. Vom porni lucrând un număr de 10 ochiuri de lanț. Deci vom face 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În corespondența primului ochi realizat, vom închide cu fir alunecat și din acest moment vom începe să lucrăm. Voi intra și voi face un ochi de lanț, voi continua cu alte două ochiuri de lanț pentru a realiza un piciuruș dublu, plus două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, cel de-al doilea piciuruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și vom continua în felul acesta până când vom avea un număr de 16 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Realizate cele 16 piciorușe duble, voi face ultimile două ochiuri de lanț de separare și voi închide totul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. În corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt. Firul pe croșet, voi intra în spațiul următor și voi lucra 3 piciorușe duble, 2 și cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble, în corespondența respectivului spațiu. În următorul spațiu, care tinde să se ascundă aici, voi face un picioruș scurt, voi intra în următorul și voi repeta cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, plus 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. În următorul spațiu vom face din nou piciorușul scurt. Am format deja două petale. În felul acesta vom lucra de jur împrejur și vom forma un total de 8 petale. Deci avem 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. 2, 3 și piciorușul scurt în următorul spațiu. Deci vom continua. Am realizat ultima petală, acum voi închide totul în corespondența primului picioruș scurt. Voi închide totul cu fir alunecat, după care cu fir alunecat voi ajunge din nou în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Și aici vom lucra din nou 3 piciorușe duble, cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț de separare, 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența spațiului de la următoarea petală, 3 ochiuri de lanț, iar acum în următoarea petală, în spațiul format din cele două ochiuri de lanț, voi repeta din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3,
două ochiuri de lanț, urmat de trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Deci acum am realizat practic primul colț. Voi continua cu trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Piciorușul scurt în spațiul format din cele două ochiuri de lanț de la următoare petală. 3 ochiuri de lanț, iar în continuare voi face din nou cele 3 piciorușe duble pentru a forma următorul colț. 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în următoarea petală. Nu vă preocupați, în momentul în care vom termina de lucrat, se va aranja perfect. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț și formăm următorul colțisor. Lucrăm cele 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț și vom închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș realizat. Uitați-vă! Acum continuăm. 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș dublu. Picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu. Și astfel am ajuns în colț aici, unde vom repeta de nou cele 3 piciorușe duble, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș dublu care urmează, avem 1, 2, și cel de-al treilea. În spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț vom lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Picioruș dublu în corespondența piciorușului scurt. Continuăm cu 3 piciorușe duble în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Vom lucra piciorușe duble deasupra fiecăruia dintre cele 3 piciorușe duble care urmează. 1, 2 și cel de-al treilea. În spațiu format din ochiurile de lanț vom lucra din nou cele 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. Continuăm cu 3 piciorușe duble în corespondența acelui spațiu. Continuăm cu piciorușele duble, 3 piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș care urmează. Trei piciorușe duble în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, piciorul dublu deasupra piciorușului scurt și vom continua exact în modul în care am lucrat până acum. Ia uitați-vă! Vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul
picioruș. Scurtăm firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Un pic. Îl vom ascunde în modul în care să nu se vadă și pătrățelul nostru este gata. După cum puteți vedea, nu este foarte greu de realizat, este foarte ușor și în funcție de materialul pe care îl folosiți, va fi și mărimea pătrățelului. Acum ceea ce vreau eu să vă arăt, cred că am sărit aici un picioruș, va fi modul în care le putem uni, aceste pătrățele, într-un mod un pic mai inedit. Și vom proceda în felul următor. Vom lua firul, vom intra în colțișor aici, vom extrage firul, vom face două ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom intra în colțișorul de la următorul pătrățel și vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom pune pătrățelele în acest mod. Vom sări două piciorușe și vom intra în corespondența celui de-al treilea, realizând un picioruș dublu, firul pe croșet, cealaltă parte. Vom sări două piciorușe, 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, ne întoarcem din nou la primul pătrățel, în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, vom face un picioruș dublu, firul pe croșet și picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea picioruș de la cel de-al doilea pătrățel. Din nou, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, sărim 1, 2, intrăm în cel de-al treilea picioruș, face piciorușul dublu, firul pe croșet, intrăm în cel de-al doilea pătrățel, facem piciorușul dublu. În felul acesta vom continua până la capătul pătrățelilor. Ia uitați-vă cum iese. Și vom continua. 1, 2. Vom intra în cel de-al treilea, cu piciorușul dublu, din nou, numărăm aici, 1, 2, intrăm în cel de-al treilea, cu piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, 1, 2, intrăm în cel de-al treilea, piciuruș dublu, firul pe croșet, din nou, intrăm în cel de-al treilea, piciuruș dublu, două ochiuri de lanț, firul pe croșet, intrăm în cel de-al treilea, picioruș dublu, firul pe croșet, intrăm în corespondența celui de-al treilea cu picioruș dublu și uitați-vă că am unit pătrățelele noastre. În felul acesta, ajunse aici, bineînțeles, firul îl vom tăia. Acesta este un mod inedit de a uni între ele aceste pătrățele. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!